Varianta de ocolire a podului de peste Pârâul Valea Negrișoara din comuna Găneasa este aproape gata. Deși astăzi a fost cod portocaliu de caniculă, muncitorii au lucrat în continuu pentru a termina lucrarea în termenul stabilit. Se lucrează intens la varianta de ocolire a podului de pe DN 64 din comuna Găneasa. Muncitorii mai au la dispoziție doar două zile, respectiv astăzi și mâine, pentru a finaliza această lucrare. Așa cum am promis vinerea trecută la prefectură, mâine vor fi gata lucrările, deci ne-am încadrat într-un termen de o săptămână. Se poate circula, dar numai cu trafic sub 3,5 tone și începând cu ora 20, pentru că oricum avem un cod roșu pentru ziua de mâine și este asfaltul proaspăt, mâine vom turna al doilea strat, stratul de uzură, și nu se poate circula până atunci. Podul de pe DN 64 era degradat de mai mulți ani și nu mai prezintă siguranță pentru circulația vehiculelor. Autoritățile spun că se impune construcția unui nou pod, însă lucrarea va necesita timp. Sperăm ca într-un an de zile să avem un pod nou, conform expertizei pe care o avem încă din 2014. Și în care se specifică că acest pod trebuie demolat și reconstruit. S-a ajuns în această situație atât datorită participanților la trafic, care nu au respectat restricțiile impuse de către SDN Slatina și Poliția Rutieră, cât și din cauza precipitațiilor din ultimii 4-5 ani de zile. După finalizarea variantei de ocolire, va începe procedura de achiziție și execuție a lucrărilor pentru construcția podului degradat.